Bună, dragii mei, sunt Ela de la PaintingParty.ro, Ela Sita și bine v-am regăsit! Iată-mă din nou aici, după o lungă perioadă de absență. Am avut anumite probleme de sănătate nu foarte ușoare, de care a trebuit să am grijă și pe care a trebuit să le rezolv. Iar acum încep încet să-mi reiau din activități, să îmi reintru ușor în ritm. Încă nu pot să fac tot ce făceam înainte și la ritmul pe care îl aveam înainte, dar sper că încet totul va reveni la normal. Astăzi vom picta un tablou pe care mi l-a cerut doamna Renata Nagy, sper că am pronunțat corect, vă salut doamnă, și anume o ceașcă de cafea. Sper să vă placă tuturor, așa că haideți să ne luăm toate lucrurile necesare și ne vedem într-o clipă să fixăm împreună. Am revenit, astăzi voi picta pe pânză întinsă 24x30 de cm, pânză pe care la un moment dat făcusem eu un fundal dintr-un amestec de yellow ochre și cadmium yellow light. Acum voi folosi doar galben ocru, voi lăsa să se usuce, iar apoi voi face schița tabloului de astăzi. Bineînțeles că voi puteți faceți exact cum am făcut și eu, să adăugați un prim strat de o culoare, un amestec între galben ocru și galbenul acela aprins, cadmium yellow light, iar apoi să adăugați după ce s-a uscat un strat de ocru simplu, sau puteți doar să adăugați un strat de ocru pentru că oricum vom schimba fundalul pe parcurs. Cum doriți așa faceți sau bineînțeles puteți face orice alt fundal. Rămâne la alegerea voastră, nu e nimic bătut în cuie. Astăzi o să fac, cum fac de cele mai multe ori, schița în cretă. De ce cretă? Pentru că v-am mai explicat, creta este foarte ușor să ștergem în momentul în care greșim ceva sau vrem să modificăm ceva, se șterge foarte ușor cu un șervețel uscat sau foarte puțin umed sau cu o pensulă uscată sau foarte puțin umedă. Venim și ștergem și se pictează și foarte ușor peste cretă, se acoperă foarte ușor cu acrilic. Și deci cu creta fac schița ceștii de cafea și a farfurioarei pe care am ales-o. Bineînțeles că dacă nu suntem foarte buni la desen, nu e nici o problemă, nu trebuie să știm să desenăm ca să putem picta foarte frumos. Dacă aveți vreo ceașcă de cafea, vreo imagine, vreo poză, vreo schiță pe calculator, o găsiți pe undeva pe Pinterest sau așa mai departe, nicio problemă, o printați și o transferați ușor cu foaie de transfer sau Indigo. Nu este nicio problemă, nu trebuie să vă simțiți prost pentru lucrul ăsta, pentru că nu trebuie neapărat să știm să desenăm ca să pictăm și de ce să ne împiedice pur și simplu un lucru ca desenul, să pictăm, să ne simțim bine, să ne relaxăm, să creăm ceva frumos, iar cu timpul o să ne intre în mână și să desenăm. Deci nu e nicio problemă, puteți transfera fără nici o problemă și dacă vă iese mai bine schița în creion, pe hârtie, puteți apoi să o transferați, e tot același lucru, să o transferați pe suprafața de pictură, foarte ușor, nu este nicio problemă și pictorii transferă, așa că nu este nicio problemă. Astăzi o să folosesc Burnt Sienna și Ivory Black am acolo, Yellow Ochre și Alb. Dacă voi mai adăuga alte culori, o să vă spun în momentul în care le adaug. Cafeaua pe care am pus-o în ceașcă este un amestec dintre negru și Burnt Sienna. Iar apoi voi adăuga un prim strat de culoare pe ceașcă și pe farfurie și anume din același amestec pe care îl folosisem pentru cafea și anume Burnt Sienna și negru, voi adăuga o picătură de alb și voi face un prim strat pe ceașcă și pe farfurie, adaug mai mult alb în locurile în care o să am lumină și mai mult Burnt Sienna sau mai mult negru
pe locurile unde o să fie umbra. Putem să mai lucrăm la formă dacă nu suntem mulțumiți, dar cum v-am mai spus, putem lucra la formă până aproape de sfârșit, putem să ștergem, să corectăm în acrilic, e foarte ușor să facem lucrurile acestea. Pensula pe care o folosesc astăzi este o pensulă lată numărul 4, ceea ce îmi va permite, cred că aproape tot tabloul e făcut într-o singură pensulă, dacă nu mă înșel. Și o să fie straturi și straturi, practic facem cam același lucru de mai multe ori, de aceea nu vreau să vă plictisesc foarte tare și am dat videoul, i-am schimbat un pic viteza ca să nu vă rețin prea mult, pentru că toți avem o viață stresantă și ocupată, sunt sigură de acest lucru, și ca să nu vă rețin prea mult, pentru că se înțelege, zic eu, ceea ce fac acolo, l-am făcut un pic mai rapid decât ar fi fost el normal. Bine că pentru mine ar fi ok să-l și las la viteza care am pictat eu, dar încerc să nu vă rețin pe voi foarte mult. Dacă vreți să fie la o viteză normală, scrieți-mi în comentarii și voi face exact cum mi se cere. Bineînțeles, și dacă aveți alte sugestii de tablouri, să îmi spuneți. Acolo adaug doar burnt sienna ca să fac spuma pe care o va lăsa cafeaua. Cum vă zic de obicei, voi vă puteți opri în orice moment considerați că este oportun și că tabloul este perfect pentru voi. Nu trebuie să urmați toți pașii pe care îi fac eu. Eu așa pictez, nu înseamnă că este bătut în cuie și că așa ar trebui să fie și că există doar acest fel de a picta. Nu, așa pictez eu, îi se pare ok și cui îi place poate face și picta la fel ca mine, cui nu este nicio supărare, nicio problemă. Eu astăzi am decis să ceașca și farfuria să fie un ocru cu burnt sienna, voi puteți să o faceți roșie, albastră, neagră, albă, etc. Cum vreți voi, așa o faceți. Sunt aceiași pași cu culori diferite. Revenim cu al doilea strat de culoare și anume de această dată o să fie ocru cu burnt sienna și alb. Și ne jucăm cu aceste trei culori, câteodată adăugăm și negru, unde avem umbrele mai accentuate, adăugăm mai mult ocru și alb unde avem lumină și mai mult negru și burnt sienna unde avem umbră. După cum vedeți, codița aceștia este foarte urâtă și mititică acolo unde este ea, dar o să mai lucrăm și o să mai modificăm până suntem fericiți cu ce codiță drăguță avem. Îmi cer scuze pentru că vorbesc foarte încet și foarte greoi, nu că aș fi vorbit vreodată extraordinar de bine, dar încă îmi revin, acesta este maximul de energie de care dispun la momentul de față. Sper că o să mă înțelegeți și că nu o să vă deranjeze. Iar dacă vă deranjează, îmi cer scuze, dar asta este viața. Marginea farfuriei o să fie cea mai luminată, bineînțeles, cu mijlocul ceștii și cu marginile ceștii or să fie părțile unde am considerat eu că trebuie să pice lumina în acest tablou. Și după cum v-am spus, sunt exact aceiași pași, doar că îi facem în mai multe straturi și straturi subțiri și schimbăm și alternăm culorile, câteodată mai mult burnt sienna, câteodată mai mult ocru și uite așa până suntem mulțumiți. Fiecare strat ne va ajuta, fiecare strat se va întrevedea prin următorul, pentru că sunt straturi foarte, foarte subțiri.
și nu acoperim tot, mai lăsăm să se întrevadă și ce am lucrat înainte. Acum am adăugat mai mult ocru. Deci paleta noastră de culori astăzi o să fie yellow ochre, burnt sienna, titanium white, ivory black și o să adaug mai târziu și un permanent blue. O paletă ușoară de culori, am ales aceste culori mai ales pentru că și pentru faptul că se găsesc în mai toate paletele, mai toate seturile de pictură, din cele mai scumpe până în cele mai ieftine, din cele mai simple până la cele mai complexe seturi, au aceste culori și sunt culori foarte frumoase, zic eu, așa că sper să vă placă, dacă nu, schimbați ce vreți voi, nu mă supăr, nu-i cu supărare. Cum v-am mai spus și alte dăți, eu înregistrez audio după ce am filmat și să știți că și eu îmi vin alte idei și observ lucruri pe care nu le-am observat în momentul în care am pictat și le-aș schimba sau le-aș modifica sau... dar de asta aleg să pictez prima dată cu voi pentru ca și voi să vedeți că oricui se poate întâmpla să greșească, oricine poate adăuga un pas în plus sau sări peste un pas și ăia mai avansați și ăia mai începători și nu se întâmplă nimic. Lucrurile tot or să iasă, oricum ar fi, să vă dau și vouă încredere, sper mai multă, ca să pictați, pentru că la urma urmei este frumos, e procesul, ne aduce mult, ne relaxează, ne umple așa de o pozitivitate și... N-are cum să nu ne iasă și ceva frumos și atunci și mai mult ne aduce, că e, când facem ceva frumos, iese ceva frumos făcut de mâinile noastre, parcă te umple așa, îți dă mai multă încredere în tine și în forțele tale. Așa că iarba câmpii, dar nu este nicio problemă, mai umblăm acolo la ceașcă, la forma ceștii. Acum avem mai mult ocru și adăugăm acum fundalul, să întunecăm un pic ca să vedem exact cât mai trebuie să mai lucrăm la ceașcă, dacă ne trebuie mai multă umbră sau mai multă lumină. Odată ce întunecăm fundalul și adăugăm fundalul, bineînțeles că puteți să faceți altă culoare, eu am ales să fac un gri și mai târziu o să adaug și o picătură de albastru. Cu aceeași pensulă, ați văzut, tot tabloul se întâmplă, să știți, cam cu aceeași pensulă. Dacă schimb pensula la un moment dat, probabil că o schimb din câte mi-aduc aminte, pentru că aceasta este prea murdară și nu mă duc să schimb apa și folosesc altă pensulă. Dar cu aceeași pensulă poți să faci ușor un întreg tablou. Odată ce am închis fundalul și am schimbat culoarea fundalului, vom vedea exact și cum dă culorile pe care vrem să le folosim cu culorile de fundal și atunci vedem dacă sunt prea închise, prea deschise, unde exact mai trebuie să mai lucrăm și așa mai departe. După preferințe, dacă vă place mai dramatic sau nu, umbre mai puternice sau nu, blending-ul mai bine făcut, trecerea aceea între culori și așa mai departe, este de fiecare după gustul lui. Mie îmi place așa mai întunecat și mai multe umbre, mai dramatic, să zic. Mișcările, după cum vedeți, sunt aleatorii, culorile nu le amestec foarte bine, câteodată mai mult alb, câteodată mai mult negru, să fie așa cumva în ceață, un fundal lasă se vadă și ocru pe care l-am pus dinainte și cumva mișcările sunt așa circulare, ca și cum am face norișori, așa am făcut și acolo.
adaug într-o parte mai mult negru, să fie mai închis la culoare, într-o parte mai alb. Bineînțeles că mai lucrăm și pe parcurs dacă mai avem nevoie să schimbăm ceva. Am schimbat pensula și am adăugat o pensulă pentru detalii. Că tot vorbeam mai devreme că nu mai știam exact ce pensule am folosit. Este pensula pentru detalii 0x2. Să ne ajute să facem formele mai subțiri. Mai mult ca sigur am adăugat această pensulă pentru că cealaltă era murdară de negru și nu am fost să schimb apa în timp util. Îmi cer scuze, am băut o gură de apă. Ar fi frumos să găsesc și dopul, să nu umplu de apă pe aici prin jurul meu. Iar pe centru, de data asta am adăugat și cadmium yellow light, să facem o lumină mai puternică, mai ca și când soarele ar bate cumva, s-ar reflecta în ceașcă. Am mai lucrat acolo un pic la lumina care vine, am umbrela care luminează direct acolo, iar unele culori nu fac casă bună cu acea umbrelă, din păcate. Și încet, încet, ceașca prinde formă, prinde dimensiune, are acolo toate nebuniile de culori pe care le-am adăugat noi, ocru, burnt sienna, alb, și facem blending-ul între aceste culori. În laterale o să fie umbră, iar pe mijloc o să fie lumină. Așa am ales eu. Voi puteți să alegeți să faceți umbrele în alt fel, dacă doriți. Și mai revenim, deoarece straturile sunt foarte subțiri, nu am folosit deloc alb, doar alb. De fiecare dată am avut ba ocru, ba burnt sienna în. Adăugăm acum negru la cafea să se vadă mai bine cafeaua neagră pe care am ales să o fac, pentru că eu beau cafea neagră, fără lăptic, fără zahăr, și burnt sienna simplu acolo ca să fie contrastul ăla între spumă și cafeaua. Așa, sper că mă fac înțeleasă. Dacă vreți să schimb ceva la felul în care fac tutorialele, filmez, dacă vreți mai rapid sau mai încet sau orice vreți voi, să-mi lăsați scris în comentarii, și dacă se poate, cu cel mai mare drag schimbăm, ca să vă mulțumim pe toți. Acum, în partea de jos, am adăugat negru, permanent blu și alb, și cu aceeași pensulă lată vom face ce am făcut și sus, jos, adică mișcări circulare. Nu acoperim toată suprafața, lăsăm să se întrevadă și ocrua acela, care va mai încălzi un pic din recele acela al albastrului, pentru că albastru este o culoare rece, ca și griul de altfel. Și cum v-am mai zis eu într-un tutorial anterior, cred că cel cu Starry Night, dacă nu mă înșel, în momentul în care avem un tablou în care folosim mult albastru, apă mare, apă, cer, este bine să punem înainte un prim strat de culoare, ocru, crem, gălbui, ca să se întrevadă prin straturile de culoare căldura acestei culori, și astfel va mai încălzi, va mai îmblânzi un pic albastru și va face un tablou mult mai frumos. Mai adăugăm alb până suntem mulțumiți. După cum ziceam, am simțit nevoia să pun un pic de albastru și pe peretele din spate.
adăugă mai multă apă. Voi puteți să săriți peste orice pas care nu vă place sau nu vi se pare important sau nu. Puteți să faceți exact ce fac eu, puteți să schimbați orice, săriți peste orice. Important e ca la sfârșit să vă placă ce ați lucrat voi, nimănui altcuiva, voi să fiți fericiți. Dacă găsiți o modalitate mai ușoară, mai frumoasă, vă rog din tot sufletul să faceți lucrul ăsta. Dacă vi se pare că ceva ce nu am, ce am făcut eu nu este ok, nu trebuie să-l faceți. Sunt sigură că vă o să vă iasă mult mai frumos, mult mai bine, și ideile voastre sunt mult mai bune decât ale mele. Trebuie doar să aveți încredere în voi și să riscați, pentru că nu se întâmplă nimic. Adică, în cel mai rău caz, lăsați să se usuce și acoperiți totul cu o culoare. Mai rău de atât n-are ce să se întâmple. Acum revenim cu pensula pentru detalii, din același motiv, pentru că cealaltă pensulă este murdară. Și adăugăm alb și cu galben, cu cadmium yellow light și o picătură de ocru, ca să nu fie atât de strălucitor. Deși să știți că pare, e din cauza și luminii și videoului. O să vedeți la sfârșit poză cu tabloul final. Este un pic, sunt un pic culorile un pic mai diferite față de ce vedem noi când filmăm, pentru că sunt sigură că voi poate știți mai bine să explicați decât mine, dar lumina afectează și unele culori se văd mai puternice, îți ia ochii, atunci eu umblu un pic la contrast și schimb celelalte culori. Sunt foarte sigură că cineva pe acolo, care din cei care vă uitați, știți foarte mult mai bine decât mine să explicați, și puteți explica în comentarii dacă doriți. Și așa câteva culori sunt afectate, unele sunt afectate, dar la sfârșit o să vedeți poza reală a culorilor și o să vedeți exact cum arată. Eu mă chinui de fiecare dată ca în momentul în care filmez culorile să fie cât mai apropiate față de ce, cu cele pe care le văd eu pe pânză. Începem să lucrăm la codiță. Încă este o codiță mică, dar o să o corectez pe parcurs. Bineînțeles, și codița o să aibă la fel ca și ceașca și farfuria și lumină și umbră și de toate. Alb cu galben avem acolo. O să mai trebuiască să lucrez un pic și la farfurie, că nu sunt foarte încântată de forma ei acum. Acolo am adăugat negru și burnt sienna. Așa, și după cum vă ziceam, nu e foarte bine. Acum am prins și eu că nu este bună formă. Și am acoperit-o pe toată cu burnt sienna și acum începem să modificăm și să o mai mărim un pic. Adăugăm umbra din spate, prima și prima dată, ca să putem crea peste acea umbră. Așa, umblăm la forma ceșcuței, ca să putem apoi să suprapunem codița bine. Astupăm greșeala și construim următoarea codiță, care trebuie să fie mult mai jos și să fie mult mai mare. C-
când culoarea nu mai prinde, lăsăm să se usuce și revenim apoi și mai lucrăm la ce avem nevoie să lucrăm, la detalii. Pentru că la un moment dat, dacă lucrăm aceeași suprafață, aceeași, culorile nu se vor mai suprapune, se vor ridica, culoarea dinainte se va ridica, se va amesteca și nu o să iasă ce ne dorim, așa că mai bine lăsăm să se usuce, mergem mai departe sau luăm o mică pauză, ne dăm un pas înapoi să asimilăm ce am lucrat și să vedem perspectivă cum se așează lucrurile, cum sunt culorile și apoi revenim și lucrăm acolo unde avem problemă. Și lucrăm. Voi ce mai faceți? Ce ați mai făcut? V-a fost dor de mine? Mă amuz și eu. Eu pe mine, dacă eu pe mine nu mă fac să râd, atunci cine să mă facă și pe mine să râd? Ia uite, încet începe să prindă formă. Nu este un tutorial greu deloc, nu este o formă grea deloc, trebuie doar să avem puțină răbdare ca să suprapunem acele straturi. Pentru că nimic în lumea asta nu are o simplă culoare, nici măcar zăpada. Depinde de culorile pe care le avem în cameră, se reflectă, preiau din culori și așa mai departe. Așa că straturile astea ne vor ajuta să creăm o imagine mai frumoasă, mai finisată. Acum lucrez un pic la umbre și la blending-ul de culori și o să avem lumină, culoare medie, umbră și cea mai puternică umbră, bineînțeles, o să fie exact la baza ceștii și o să fie exact și codița care lasă umbră pe farfurie. Acum începem să lucrăm la forma farfuriei, că v-am spus nici aceea nu era foarte ok. Și acesta, de exemplu, este un pas peste care puteți să săriți. Dacă vouă forma v-a ieșit frumoasă de la început și sunt sigură că vă iese mult mai bine ca mie, decât mie, pentru că voi aveți mult mai multă răbdare. Știi? În momentul în care ești mai începător, cântărești mai mult lucrurile și ai mai multă răbdare și gândești de două ori înainte să pui pensul la jos, pe când dacă ai mai făcut de mai multe ori lucrul ăsta, nu le mai gândești chiar așa de mult și câteodată te miști mai repede decât ar trebui și inevitabil mai lungești, mai lățești, mai faci o formă care nu este perfectă. Iar atunci trebuie să lucrezi, să le corectezi. Așa că ăsta este, de exemplu, un pas care poate vouă nu vă este necesar. Adăugăm acolo umbră și mai corectăm la formă. Am adăugat puțin titanium white, foarte puțin pigment pe pensulă, pe care l-am întins bine. V-am mai spus, e un fel de spălătură de culoare, adică mai multă apă și foarte puțin pigment și încărcăm un pic pensula, iar apoi îl ștergem bine pe suprafața pe care vrem să-l punem și îl întindem până nu mai rămâne nimic pe pensulă și atunci îl lasă doar foarte puțină culoare, nu multă, și mare parte din ce am lucrat înainte, de fapt 99% din ce am făcut înainte se vede și doar o picătură de alb se vede acolo. Sper că are logică tot ce am spus, că mi-am pierdut șirul gândurilor. Iar acolo la fel adăugăm un pic de alb.
începem să lucrăm la cele mai puternice lumini, pentru că încet încet ne apropiem de sfârșit. Mai avem, cât să zic eu, mai avem cam 5 minuțele din tablou și e gata. Cea mai puternică lumină o să fie acolo pe centru. Ați văzut, am pus prea multă culoare, iar apoi am făcut direct blending-ul cu degețel. Cu degețele. Nu e nimic mai satisfăcător, zic eu, decât să simți culoarea pe... Acum stropim un pic mai multă apă și burnt sienna și adăugăm mult mai multă apă, iar apoi cu pensula facem stropii aceia, ștergem ce nu ne place cu un șervețel umed, adăugăm un pic de cât o picătură de negru și prin spuma pe care a făcut-o cafeaua, ca să nu fie totul așa perfect, perfect. Și acum ne reîntoarcem la farfurie. Dacă lucrați la ceva și nu vă iese și deveniți frustrați, mai bine lăsați lucrul ăla, mai treceți la altul, reveniți la el, mai vă duceți în altă parte, mai reveniți la el, decât să lucrați într-un singur loc și nu iese și nu iese și în loc să iasă, mai mult nu iese și mai mult stricăm, așa că mai luăm o pauză de la el până și mai revenim așa pe alocuri, cumva să nu ne simtă că încercăm. Luăm așa prin surprindere, mai adăugăm un pic acum, un pic mai încolo, să nu se prindă așa, ca să nu iasă intenționat. Luăm pe furiș. Așa. Și acum cu culoarea de fundal am venit și am mai tăiat din farfurie. Și am mai revenit un pic culoarea. Și acum să facem și aburul cafelei. Cu zinc white sau mixing white sau la fel foarte, foarte puțin pigment pe pensulă, foarte puțin pigment alb pe pensulă și facem ca un fel de zigzaguri, să zic așa, în momentul în care, dacă am adăugat prea multă culoare sau n-am făcut forma cum ne trebuie, repede, repede cu un șervețel umed ștergem și imediat să se șterge. Eu am făcut aici un pic mai multe ca să vedeți voi cam cum stă treaba cu asta. Sunt cerculețe și mai gros, mai gros, mai subțire, mai subțire, mai subțire. Voi, bineînțeles, puteți faceți mai puțin abur. Eu am făcut mai mult ca să facem, ca să înțelegem cu toții. Și mai bine adăugăm culoare treptat mai multă decât să avem prea multă culoare. Și de câte ori avem ceva, ștergem. Nu-i problemă, cu un șervețel umed, ați văzut acolo, repede, ștergem. Cafeaua mea cred că este foarte fierbinte de face atâta abur. Un singur vârtej din ăla de abur este de ajuns. Eu am pus un pic mai mult ca să înțelegem ce, cum și în ce fel. Am mai pus acolo un pic lumină, mai adăugat, deși vi se pare foarte mult pentru că bate lumina direct în alb, să știți că nu este chiar atât de puternic albul acela. O să vedeți spre sfârșit, de fapt la sfârșit, imaginea cum arată și o să vedeți că nu este chiar atât de puternic. Un pic de galben am adăugat acolo. Și acolo, bineînțeles, adăugăm umbra de sub ceașcă, de sub farfurie, ca să nu fie în aer. Dacă nu are umbră, înseamnă că nu stă pe suprafață, nu? Înseamnă că e în aer. Și cu negru adăugăm acolo umbra. Ne mutăm
pânza într-o poziție să ne fie mai ușor, să nu ne forțăm noi, că putem foarte ușor să mișcăm pânza. Și adăugăm, blenduim, facem blending-ul. Peste tot, ne semnăm, bineînțeles, și ne putem considera mulțumiți de tabloul pe care l-am pictat astăzi și îl putem numi terminat. Sper că v-a plăcut! Am revenit! Așa arată tabloul de astăzi, pentru că eu îmi beau cafea neagră în consecință și ceașca mea de cafea este cu cafea neagră. Voi faceți ce doriți, cum doriți, cum vă spun de obicei, simțiți-vă liber să schimbați orice doriți la tablourile pe care eu le pictez. Și orice tablou în general pe care îl pictați, faceți-l al vostru. Vă mulțumesc din tot sufletul că vă luați din timpul vostru să mă urmăriți. Vă doresc multă, multă sănătate, în primul și în primul rând. Noroc, iubire, tablouri pictate multe. Tot ce vă doriți voi să vi se îndeplinească. Thumbs up and subscribe dacă v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.